Bună și bine ați venit pe canalul meu Îngrijire Flori. După cum v-am spus în episoadele anterioare, am să schimb ghiveciul la copăcelul banului și vreau să vă și arăt în ce fel de ghiveci îl pun, ce pământ folosesc și cum îl mai îmbunătățesc eu, prin ce metode știu eu că este foarte bun să nu folosesc doar de acela cumpărat. Priviți, haideți să vă arăt mai întâi. Aceasta este floarea. Ghiveciul în care am să-l plantez este o dimensiune ceva mai mare, pentru că are tendința de a se apleca. Este foarte greu și trebuie să-l pun într-un ghiveș mai mare. Aceasta este o piatră pe care o voi folosi punând-o pe fundul ghiveciului pentru drenaj, să ajute floarea să nu rămână apă în ghiveci, pentru că fiind o plantă face parte din plantele suculente, nu îi place umiditatea să rămână în ghiveci. Iar acesta este pământul cumpărat. Ia uitați, priviți, acesta este pământul pe care îl folosesc. Este pentru cactus. Vedeți, aici are și floarea banului, aici undeva jos. Aceasta, am luat 2 săculeți. Un săculeț are 5 litri și am folosit un sac jumătate. Aici am o parte nisip, o să vă arăt cum îl amestec, câtă cantitate de nisip pun, priviți. Coaja de ou, care o folosesc, puteam să pun și mai multă, dar n-am oprit. Iar aici niște bănuți pe care îi pun eu pe fundul ghiveciului, care, după cum bine știți, fac parte din această floare din feng shui pentru a aduce binele în casă. Dacă ați mutat cumva floricica și n-ați pus bănuții pe fundul ghiveciului, îi puneți pe laterale, așa îi băgați acolo în pământ. Acum vreau să vă arăt cum să încep cu plantarea ei, cu amestecul pământului. Priviți, pun 4 bucăți cu coaja de ou. Deci o fac cât pot eu de fină, pentru că trebuie să o lăsăm să se usuce. Când s-a uscat, ea se pisează foarte ușor. Chiar dacă rămâne mai mare, ajută pământul la drenaj. Punem și nisip. Din păcate, nisipul meu era mai bine dacă era mai uscat. Este puțin cam umed. Cred că e suficient. Îl amestec. Îl amestec bine și chiar vreau să nu mă grăbesc foarte tare, pentru că e o plantă care are planta aceasta, copăcelul banului, are cel puțin 5 ani de zile și chiar n-aș vrea să o pierd prin această mutare. Și tocmai de asta am ales să o mut acum, fiind primăvară, o plantă ceva mai matură, să nu-i spun mai pretențioasă, este bine să le mutăm primăvara, pentru că atunci, uitați, mai găsesc și câte una. Pentru că primăvara nu este căldura puternică, nu este soarele puternic și nu avem o căldură prea mare. Este cel mai potrivit să plantăm, să schimbăm florile primăvara. Acestea de, mai ales de cele de camere, pentru că asta, într-adevăr, este o plantă de cameră, nu poate sta afară în bătaia razelor de soare. Ce îi trebuie foarte mult? Îi trebuie foarte multă lumină. Dacă are foarte lumină, pot să vă spun că se simte cel mai bine. Arată foarte bine atunci când are lumină. Așa, acum. Deci am amestecat pământul foarte bine cu nisip. Cu o parte nisip. Pentru că nu-i place pământul gras. Deși asta e un pământ special pentru suculentă, totuși am mai pus eu puțin nisip. Acum, aceste pietricele le pun pe fundul ghiveciului, v-am mai spus, pentru drenaj. Pentru drenaj, pentru a nu sta apa acolo a se bălti la fundul ghiveciului. Iar aceste monezi, pun 7 monede. Ia uitați, încerc să le pun în sus. 7. Am 7. V-am spus, dacă ați plantat-o și nu mai puteți pune aceste monezi, le puneți, ia priviți cum le-am eu la cel care, ia uitați-le unde le-am, pentru că nu le-am avut pe fundul ghiveciului, le-am băgat așa, pe lângă ghiveci.
Așa. Am 7 monezi. Acum pun o parte pământ. Sper să-mi ajungă pământul care l-am pregătit, dar că nu mai am acolo un punguț, deși n-aș mai sta acum să mai fac altul. Ia. Cred că e suficient. Chiar am pus prea mult. Acum ideea e cum o să-l scot pe acesta. Deci trebuie să am foarte mare grijă. Să-l scot mănuțe. Mai este și cam mult. Și sper este și mai mult. Acum sper să mă ajute. Să pot să-l scot mai ușor. Dar vreau să nu-l rănesc, să nu se întâmplă ceva, că chiar n-aș vrea să-l pierd. S-a menținut foarte, foarte bine. Wow, ce greu e! Ia uite, nu iese. Am reușit. Priviți cum vreau să-l mai scot așa puțin. Să știți că el, ca și copăcel, ca și plantă, nu are ramificații foarte mari la rădăcini. Chiar are gen, are ca un bulb, așa, ca un bulb, deci era, o aveam prea ud. Chiar nu trebuia să mai ud. Pentru că i-am făcut și dușul acela și s-a udat. Iar are ca un bulb și din acel bulb are niște rădăcinile astea pornite. Priviți cât este ea de mare și ce rădăcini mici are, pentru că nu le are așa foarte, foarte mari. Dar eu vreau să o mai curăț, să o ajut să plece mai ușor. Că e destul de mult timp în acel ghiveci. Acum, îmi suplantez. Așa. Cred că am luat prea mult pământ. Este ok. Încerc să o țin așa. Să pun pământ pe lângă. Ce frumos arată. Întotdeauna mi-au plăcut ghivecele astea albe. Mi-a plăcut ghiveciul alb, pentru că dă cu totul un alt aspect. Albul cu... Să apăs așa pe ea, pentru a ieși toate... Pe aceste bule de aer arată altfel, e cu totul mai. Priviți, așa se schimbă o floare mai matură și să țineți cont de asta dacă aveți flori dintre astea care totuși credeți că considerați că ar trebui mutate. Primăvara este cel mai bun anotimp pentru mutarea lor. Nici nu văd dacă este... Stați să mă dau mai departe puțin să mă uit să fie... plantată dreaptă, foarte drăguț arată. Ia uitați, am și bănuți în el. Nici acum nu picară, parcă sunt lipiți acolo. Așa. Ce bine arată. Chiar am făcut foarte ușor, nu m-am așteptat, am crezut că o să mă... Mai ales că vreau să vă mai și arăt și dumneavoastră cum o schimb. Pentru că, într-adevăr, m-ați urmărit și mă bucur că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că îmi priviți toate videourile. Chiar vă mulțumesc dacă v-a plăcut, cel puțin dacă v-a plăcut acum. Dați un like să primesc încurajări de la dumneavoastră. Ia uitați cât de bine arată, cât de frumos. Chiar mi-a ieșit. Mă așteptam să fie ceva mai greu. Acum, pentru că am așezat bine pământul și am presat pentru a-i scoate aerul să nu aibă aer la rădăcină, am să iau, nici nu pregătisem sticluța, o sticluță de apă în care țin eu apa mai multe zile. De fapt, după ce am udat floarea, pun altă apă și la sticla acolo și numai bine data viitoare îmi pun apa ținută mai mult în sticlă. Acum trebuie să o ud. Așa. Vreau să nu-i pun prea multă apă, că deja a avut destul apă, m-am și
uimit câtă apă aveam ghiveci, nu credeam că are atâta apă. Cred că oșiu dase și după aceea am făcut și acel duș și asta s-a întâmplat mai mult. Este suficient. Așa, pe aici pentru că el se va mai așeza pământul. Gata. Sper să vă placă. Sper să vă placă acest video. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi dați un like, să vă abonați și ne vom revedea data viitoare cu un alt video. Poate mai frumos, poate ceva mai interesant. Ne revedem data viitoare. La revedere!